Salutare, vă voi și bine v-am regăsit la un nou episod din GTA 5 single player de această dată. Bă, băiți, o să ne jucăm cursele din GTA 5 single player, pentru că single player-ul are niște curse, dacă nu știți, și eu știu să le fac. Sunt cu ATV-uri, cu mașini, mai multe chestii și vreau și eu să văd cum sunt. L-am făcut mai de mult story, dar să fiu sincer, l-am uitat și vreau acum să le fac alături de voi. Deci nu uitați să apăsați butonul de like. Mamă, ce se duc ăștia, bă! Holy shit! Bă, de cursele online m-am cam plictisit, pentru că nu mai găsesc nimic nou. Băi! Dar lăsați-mă și pe mine, bă! Nu vă mai băgați aiurea așa peste om. Tu vrei, doamne! Băi, frate, ce se bagă ăștia? N-am văzut așa ceva. Ce așa ceva n-am văzut, mă, ce se bagă puții ăștia. Bine, cred că sunt toți pe easy, că sunt prea în spate, dar nu mă plâng. Este bine că sunt în spate, că dacă nu erau în spate, erau în față. Da, micul gigant 2020, dacă nu erau în față, dacă nu erau în spate, erau în față. Bun așa, bun. Bun așa, bă, băieți. Dacă... Hai că le gândesc și eu de nu se poate. Motoreta este înceată. Chiar este foarte înceată motoreta asta, dar nu ai ce să-i faci. Asta este. Oh, și ce-am primit? Ce-am primit? Am primit 500 de dolari. Ok, am înțeles. O să vedem altă cursă, altă cursă ar fi cam pe aici. Ia uitați-o. GTA 5 rămâne și va rămâne întotdeauna jocul meu de suflet, să zic așa. Pentru că nu știu, frate, el a lansat în 2012-2013. Dar jocul arată foarte, foarte, foarte bine. Se ține foarte bine. Păcat că nu mai este jucat așa mult. Și dacă fac live cu el, nu se uită numai deloc la GTA 5. De-aia încerc să mă joc Counter, Valorant și chestii de-așa, pentru că GTA 5 acum este un joc uitat, din păcate. Bun, asta ne vedem la cursă. Da, știu, mai este... mai sunt servere real life GTA 5, dar o să fiu sincer, până acum nu am găsit niciun server cu care să colaborez. N-am găsit niciun server bun. Și de hard, să fiu sincer, nu mai vreau să mai mă apuc, pentru că ceva din trecut nu mi-a plăcut și nu mai las. Ia să vedem aici. Wow, ce patinează asta. Adică n-a aici, este mașină de off-road. Dar nici chiar așa. Bă, ce încet merg ăștia, bă. Călcați-o, bă, că dacă nu vă calc-o pe cap. Wow! 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 Ați văzut și voi aia?
Wow! Mamă, ce de tare s-a dus ăla! Wow! Dar sper să nu mai ajung. Dă-te, mă! Mamă, dar patinează urât, bă, băieți! Patinează foarte urât! Trebuie să folosesc mai mult până aici! Ei! Era să-mi rog bucătul! Iară! Aolo! Aolo! Yeah, am terminat pe primul loc. Ăla-i bă, boss. Nu. M-am înțeles, am nenec. Din nou. Mamă, mașina asta e cam farză, bă, băiți. Locul 1. Ahe. Pe locul 1, pentru că aici am este loc, băi. Aici am este locul. E 100 de dolari și am 21 de milioane. De miliarde? Ce dracu, mă? 21 de miliarde? Cum bănuți și noi ca să băieți? Dacă tot avem 21 de miliarde, să cât avem acolo, nici nu știu să numără. Eu zic că se merită să cumpărăm și noi casa aia, nu? Nu se merită. Hai să vedem până... Păi, până acum în GTA 5 single player s-a omorât dacă mi-am cumpărat vreo casă. Nici nu știam că se poate cumpăra o casă în single player. What the fuck? Dacă se poate cumpăra o casă în single player, eu mă duc și un pușcă. Păi îmi cumpăr toate casele de pe single player. Ești nebun că la câți bani am... Hai că mai aveam 600 de metri și cumpăram și ajungem la casă sau magazin sau proprietate sau ce-o fie aia. Vedem acum. Opa. O proprietate. Eu nu știam că pot să o cumpăr. Hai să vedem. Dar nu pot să nu de... Pot să cumpăr sau nu pot să cumpăr? Băieți, pot să cumpăr sau nu pot să cumpăr? Domnișoară! Domnișoară! Bă, nu pot să mai ai încredere în femeie, bă. Doamne. Uite, bă, ce mi-a făcut, bă. Bă, și nu i-am făcut nimic, dacă ai făcut ceva, mă zicem, dar nu mi-a făcut nimic. Ah, uite că suntem lângă o proprietate aici. Hai că mergem pe jos. Mai facem și noi sport, nu? Ce mă, holy shit, n-am văzut să arăt pe aici. Pot să cumpăr garajul, pot să cumpăr proprietatea, casa, ce mă pot să fac aici? Eu nu înțeleg. Sari. Pot să intru, nu pot să intru? Nu pot să intru pe aici? Care este șpirul aici? Oare trebuie să mă duc pe acoperiș? Mă, băieți, dacă știți voi ce trebuie să fac aici? Dacă astea pot fi cumpărate? Nu știu, spuneți-mi mică. Eu să fiu sincer, habar n-am. Ce trebuie făcut aici? Dar mi-a dat grămadă de chestii pe care
Aș putea să le cumpăr, adică nici ce mai am durat nu era pe ele dacă nu pot să le cumpăr. Sunt de pe telefon și putea să cumpăr aproape toți. Internet, internet. Money service. Wow, păi așa mi-a ce mai tare mașină pe aici, nebun. Ne nu ce mai tare mașină pe aici, că prea și prost. Haide! Haide! 10 milioane! Bă, da. Nu prea e ce mai tare mașină pe aici. Dar măcar încercăm. Order. What? N-am spațiu. What? A, băi, stai mă că n-am un garaj, mă. Ba. Unde e servis? Nu se poate, mă. Deci nu se poate, mă. Fuck off. Nu. Deci trebuie să ne cumpărăm un garaj. Garaj. Unde mă duce, mă? Garaj, garaj, garaj. Nu va garajul. Grofit. Da, asta e garajul meu. Nu știu, băi, dacă știi și vei cum pot să îmi fac și eu mai multe lucruri pe GTA 5 Singapore, aștept toate comentariile în secțiunea de mai jos. Comentarii a fost, hai, v-am lăsat, ceau!